Te salut, Marcele! Uite-l și pe băiatul de la Altex. Servus! Mi-ar fi plăcut să lucru la ăștia la Altex. Bă, stai acolo cu porșulețul ăla. Una, două sau poate trei despre Cluj. Tot mai multă lume. Da, dar nu mai poți. Dar nu mai puteai, frate. Serios, e aglomerat. Se merge încet, sunt gropi. Bun, nu despre asta vreau să vorbim. Nu e doamna Cici, e domnul. Așa. Uite ce gărgăriță. Ai observat? Ai observat? N-ai observat? Observ eu că tot mai multă lume vine aici, își face studiile, găsește pe cineva, se conectează și rămân pe aici, în sfârșit. Vreau să vorbesc un pic despre cei care vin din exteriorul Clujului, din exteriorul Transilvaniei și se stabilesc aici la Cluj, ca și mine de asemenea. So, bine ar fi ca cei care vin aici să, adică, știi cum e? De ce te duci la mare? Că-ți place, corect? Da, nu, bun, și trebuie să te adaptezi celor de acolo. Adică nu chiar, că acolo se petrec multe lucruri negative. Reluăm, ștergem așa. Vreau să zic că cei care vin aici la Cluj și rămân aici ar trebui să se integreze și să urmeze principiile Clujului, principiile clujenilor, principiile oamenilor din Transilvania, pentru că de asta te stabilești aici, pentru că îți place, că îți este bine, că vezi un viitor. Mă asculți? Mamă, ce mi-ar plăcea să fiu pe o din asta, nene. Cât am mai gugum, am, nene. Sunt foarte mulți care vin din exterior și aduc chestii negative aici. Și nu e chiar ok, pentru că în timp va deveni posibil un soi de București. Nu te supăra dacă locuiești la București. Mie îmi place București, dar nu toți oamenii din București. Bun, de ce zic asta? Pentru că, bă, nene, dacă ai venit într-un loc în care îți face plăcere și vezi lucruri faine, eu zic că ar trebui să te adaptezi stilului de viață de aici, oamenilor de aici. Eu mi-aduc aminte prima oară când am venit aici în Ardeal, mai exact în Mureș am fost, eram pe viteză, știi? Adică pe, hai, să facem, acum, și aia, și aia, și aia altă. Și mi-au zis colegii, bă, băiatule, dacă nu te liniștești, du-te acasă. Adică du-te dracu să te ia, tu ești sănătos la cap, că ne-ai amețit de cap de când ai venit de 2 săptămâni. Și după aia mi-am dat seama că grăbeam lucrurile. Într-adevăr, era procentaj, eram angajat, nu, că nu aveam nimic, eram angajat. Dar grăbeam lucrurile și nu era ok pentru cei din jurul meu. Eu fiind învățat cu un mediu și venind în mediul ăsta la alt, haina Petrică! Ia uite, și-a pus steluțe acolo, magice, Jesus Christ. Așa, mamă, ce scurț e ăsta, frate, nu mai luam seama. Și îi dădeam pe oameni peste cap, adică nu e ok ca un om să deruteze alți 7-8 oameni. Știi? Nu te grăbi, Vasile, că eu aici merg pe prima bandă încetuț. Că eu am niște chestii de explicat. Bun. Și după aia, știi ce am făcut? Bă, într-adevăr, m-am dat după metoda lor, pentru că mi s-a părut mult mai ok. De ce? Foarte simplu. Facem lucrurile, nu încet, potrivit, dar să iasă bine. Pe ei ce îi interesa, să iasă bine. Înțelegi? Deci nu volum. Totul trebuia să iasă bine. Mă ocupam atunci cu acvaristică. Mi-a plăcut foarte mult ce am învățat de la un tip, Vasi. El a fost și primul om care m-a dus la pescuit. Și de atunci m-a intrat în sânge și chestia asta cu pescuitul. Ca și idee... Asta zic, că dacă vii aici la Cluj, integrează-te și lasă
lasă micile mijmașuri, să zic așa, acolo de unde ai venit. Adică dacă tu consideri că sunt chestii pozitive, adu-le aici, promovează-le, scoate-le în evidență. Megan, fain. Și totul va fi bine, zic eu. Înțelegi? Tot timpul am fost așa mai energic, mai... Hai să facem pac-pac, am terminat, totul e bine, perfect, la revedere, am plecat. Nu mă, că aici lumea mai povestește. Știi cum spun? Păi până făceam o vânzare, cred că dura o oră. Poate două. Poate că durau două zile până făceam o tranzacție, să zic așa, unde am lucrat. Dar partea faină era că, hai omulețule, transformă-te în red. Yes, baby. Așa. Partea faină știi care era? Pentru că după aia când veneau un magazin mă căutau. Și chestia asta îmi plăcea. Adică făceam un lucru bun. Aș vrea să vorbesc cu băiatul care e așa. A, da, cum să nu? Sau nu e de tură sau nu știu ce. A, vin data viitoare. Și mi-a plăcut foarte mult chestia asta și chiar am legat relații, să zic. Bă, chiar îmi plăcea chestia asta, că omul intra în magazin și, bine, nu spunea, nu, nu vreau să vorbesc cu tine, aș prefera să vorbesc cu Valentin. Hai să crezi, cu Valentin. Și mie îmi făcea plăcere când, și lor, și mie. Când ne întâlneam, povesteam și, după aia făceam tranzacția, să zic așa. Aici au trecut trenul, bă, ce fain ar fi fost aici un pasaj. Așa de mulți ar fi eliberat aici sau încă o stradă pe partea alaltă să ocolească Baciu, știi? Să-i scoată pe toți afară, că toți vin pe aici. Nu te știu pe ăsta camionul. Bă, scurt așa, asta aș vrea să spun. Dacă ești din altă parte și vii aici, te rog eu frumos să te adaptezi. Da, nu consider că, da, și aici sunt oameni altfel, dar... Eu de asta am venit aici pentru că mi-a plăcut, mă. Înțelegi? Și îmi place. E. Yeah. Și-s puțin sceptic așa când cunosc pe cineva și bine că eu tot timpul întreb de unde ești. Mai ales cât am lucrat la ăștia la mobilă, în ce apartament nou intram oriunde sau casă, eu întrebam. Nene, dar cât costă? Îmi permiți o întrebare? Sigur că da. Cât costă treaba asta? Îmi place să aflu chestii, de ce nu, că ar trebui să știm. Uite câte... Asta nu erau când am venit eu aici, toate blocurile astea. Ce vezi tu aici? Era acolo o casă din aia veche. Nu știu care era treaba cu ea. Laborator de încercări fizico-chimice. Da, ia uite ce scrie acolo. Institutul de Cercetări și Proiectări Miniere. Para-pa-pam, para-pa-pam. Mai există așa ceva? Ați vândut toată țara asta, ticăloșilor. Bă, poate că așa îi. Știi, și Roma a fost un imperiu și a căzut. Cine știe, mă, nene, ce zgârmă, mă, ăla acolo. Oricum, 1, 2, 3, 4 se uită și celălalt sudează. Unul pregătește electrodul, unul e atent la tensiune. Voltajul e bine, mitică? Roger, recepționat, este foarte bine, poți să-l sudezi. Întinde ăla, ăla îi pune electrodul. Caterinca. Nu știu, mă, dar de ce n-ai tot timpul să se întâmplă așa? Serios. A? Pe Germania când mergeam pe lucrările alea pe acolo, toți lucrau, frate. Dacă te lasă ăla să treci, te las și eu. Dar nu te-a lăsat. No. Ce să zici, mai stai. Uite mașină, dacă vrei să-ți cumperi, la mâna 18-a, glumesc, nici chiar așa. În
place cum au făcut parcul ăsta aici, foarte fain. Vezi că și blocurile astea noi, clădirile astea de birouri care le construiesc, au altfel de arhitectură, de... îmi place chestia asta, chiar îmi place. Uite, și blocul ăsta e fain, și ăsta este fain. Ăsta a fugit el un pic așa pe o parte, în sfârșit. Dar uite ce mișto, e făcut cu Bond din ăla placat, știi? Alu Bond, nu știu cum se numește exact. Cel mai fain este să te uiți la telefon și să râzi. Râzi? Da. Bine. Tăietura turcului. Oradia. Nu ne lasă ăștia, mă, să ne dezvoltăm nicicum. Left, right, left, înainte, la stânga. Cum e viața la Cluj? Din punctul meu de vedere este scumpă. Dar e fain. E scump ATO la Cluj, dar e fain. E cu fain așa, știi ce zic? E ok. Vezi că, uite, am, spre exemplu, nu știu, prilejul, habar n-am, oportunitate, cum vrei tu să-i spui. Să vizitez și câteva, am vizitat câteva locuri din România, Oțelul Roșu, toate astea. Astea la alte. Așa. Am văzut foarte multe zone defavorizate, adică zone foarte, foarte jos, știi? Ca și nivel de trai. Și zic, bă, cum dracu să nu mulțumesc eu pentru ceea ce am, când sunt alții, vai de staua lor. Știi cum zic? Știi cum zic. Eu nu prea e un fel de n-ai să crezi, că e un fel de cam ai să crezi. Prima oară când m-am angajat aici la, în Cluj, a fost la un magazin de mobilă, unde acolo am și condus pentru prima oară o mașină de 3,5 tone. Te-am întrebat tipul de acolo, ai mai condus? Așa, când și când, foarte rar. Bine, bine, hai, lasă că te descurci tu. Sigur, sigur că mă descurc, cum să nu, haide să mergem. Și mă trimiteau prin oraș după diverse chestii sau trebuia să ajungem la ceva destinații, știi? Și colegul ăsta al meu zice, Vali, cum ajungem acolo? Zic, habar n-am, frate, stai așa că-l iau pe ăsta și-l întreb pe Google. Zi, nene, cum ajung acolo? Bă, și prin tot Cluj, și acum merg cu GPS-ul în Cluj. Și la piață, că mă duc doi castraveți și trei roșii, pun GPS-ul. Unde mergem? Păi pe aici, pe strada asta, că e un shortcut, știi? Nu, vorbesc foarte serios, fără Caterinca, chiar merg pe GPS în Cluj. De ce? Pentru că nu vreau să dau cu presupusul că știu eu că acolo e magazinul X și când colo nu e acolo și când am ajuns peste 40 de minute să închis magazinul și tot felul de circuri din astea, știi? N-are rost. Nu, mă, nene, îl punem, uite, mă, cu din ăsta, al bomb din ăsta. Era și clădirea aia, Megan, n-ai să crezi. Franțuzoaică. Nu știu, stare curios cum o să ajungă Clujul în 15-20 de ani. Ce harnic ești, mă. Bă, și lumea e mai înțelegătoare pe aici uneori. Nu știu, mie mi se par foarte ok oamenii de aici. Cel puțin localnicii clujenii sunt minunați. Dacă eu opresc și tu nu ai vizibilitate, nu te întreb de ce dracului opresc. Nu de alta, dar avea mască, era în regulă femeia. Ești nebun? Nu, mă, Doamne ferește, dar așa se întâmplă chestii din astea, știi? Servo ăsta, asta nu se uită. Bă, da, uite că se uită. Bă, am observat chestia asta, dacă conduci o mașină din asta de termopane și îl saluți pe ăla cu termopane și îl te salută. Deci treaba e așa, în felul următor. Ha, și încă o chestie, o să râzi. Păi tot salutam pe ăștia cu Matiz prin trafic. Și foarte mult salută înapoi. Serios.
Îmi place chestia asta, deci chiar îmi place chestia asta. Îți dai seama că eu conducând acum o mașină care duce ferestră, termopan și astea și îl salut pe unul cu 3 jumate de pe extern, adică what the fuck? Știi? Nu merge, nu se leagă. De asta nu mă salutau ăștia pe 3 jumate, înțelegi? Și ăla care termopane de-l recu de tâmpit. Ia uite, rilota, nene, rilota. Dar știu că îi spune rulotă, dar tu nu știi că eu îi spun rilotă. Mercedes. Dubă galbenă. Dum, 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 boc, boc. Da, ce fericit era tantină, le râde, așa. E ok, adică știi, depinde ce... Uite și clădirea asta. Ăla de la ultimii... Aia, de fapt, de la ultimile nivele, de acolo cred că au o priveliște, un view foarte fain. Da, și când o fi să se miște așa un pic, parcă nu ți-ar plăcea când ești acolo sus. Am înțeles că dacă te muți la ultimul nivel, ai bonus și o parașută. Din aia de să zbori cu ea, nu știu la ce te-ai gândit tu. Uite mă, că am florit tăi, eu trebuie să culeg și niște tăi din ăsta. Nu-i problema, mă, se rezolvă treaba aia, stai tu liniștit. Băgăm altceva. MAI. Logan de MAI. Două fete. Cucuiete. Două cici. Dar nu m-a lăsat cici să intru. Ce mă, nu e fain, e fain mă, e curat, e frumos. Mi-ar plăcea ca în Florești acolo să se rezolve anumite lucruri, că prea sunt întoarse pe dozlene. Mai ales lucrările alea acolo durează de foarte mult timp, mi-ar plăcea să le puteți termina. Mi-ar plăcea. Bun, nu mai am nimic de zis, mai am o gură de cafea și ajung acasă. Cluj. Cluj, Florești, vinietă, video, toate cele. Mamă, nu mă știu dacă mi-a făcut la matizone vinieta, că o făcusem pe un an, o fi expirat și aia? I don't know.